India a trimis o propunere la Islamabad pe 7 octombrie pentru a găsi o facilitate de tranzit privind transportarea către Afganistan a 50.000 de tone de grâu cu titlul de ajutor umanitar. Potrivit ambasadorului afgan în India, donația este una dintre cele mai importante contribuții alimentare făcute de o țară pentru susținerea Afganistanului în aceste vremuri dificile. Grâul va fi livrat în mai multe loturi și va fi transmis Programului Alimentar Mondial al Națiunilor Unite în Jalalabad. You can imagine when you have people with nothing and cold winter, families having to send their little kids to soup police or to decide who to feed or not, children malnourished, and you know, pregnant and lactating mothers, nothing to eat. Procesul de negociere a durat 4 luni, însă guvernul indian se așteaptă ca cele 50.000 de tone de grâu să fie livrate în aproximativ 3 luni. There are several UN resolutions which emphasize that any humanitarian assistance being sent to Afghanistan by the international community should be facilitated. Programul alimentar mondial al Națiunilor Unite va distribui ajutorul doar pentru 9 milioane de afgani care sunt la un pas de foamete. It took us a long time to reach India and now we are going back to Afghanistan via Pakistan-Wagha border. We are very grateful to India for the support to the downtrodden Afghans. India, care avea relații strânse cu guvernul afgan precedent, susținut de Occident, a donat de asemenea 500.000 de doze de vaccin împotriva COVID-19, 13 tone de medicamente și îmbrăcăminte de iarnă. Visteria afgană este aproape goală de la revenirea talibanilor la putere în august, urmată de stoparea bruscă a ajutorului internațional, care a finanțat aproape 80% din buget și înghețarea de către Statele Unite a 9,5 miliarde de dolari din rezervele băncii centrale afgane. Afganistanul s-a scufundat într-o criză economică majoră care amenință populația cu foamea.